Bună seara! Pitești pe zona asta seara. Numele meu este Dan Țuțu. Un tânăr comediant în ascensiune. Aia. Ascensiune de vârstă, că la anul fac 50 de ani. Mulțumesc. Practic, fac parte din generația cheia de gât. Pe vremea mea promiteam unei fete: te duc la film, iubito. Iubito, să mor eu dacă nu te duc la film. Ea făcea: mincinosule, tu te duci la fotbal. Eu spuneai pe aia până la urmă: să moare mama dacă nu te duc la film. Dar îi spuneai încet că te afla aia bătrână și murei tu lângă ea. Acum s-a schimbat promisiunea. Îi știți pe aia care se jură să moară familia mea? Să moară familia mea dacă te mint. Am avut ocazia să stau lângă unul în 20 de minute. A repetat de atâtea ori să moară familia mea, că eu am zis să așteaptă vreun vecin să vină să-l anunțe. Gata, bă, s-au dus. Ești orfan. Mai e o categorie. Cocalaros hipsterel. Ăia de mol. Îi știți pe aia cu gulerele ridicate? Calul ăla mare aici, de bagă și o mână de fân. Să aibă calul de mâncare pe drum. Îi știți pe ăștia? Ăștia merg așa pe mol și când se jură spune și să moară Nina. Să moară Nina dacă te mint. Dragii mei, eu nu știu cine e Nina asta, dar moare greu rău de tot asta. Am avut ocazia să cunosc un băiat tânăr, dar ăsta avea un jurământ amestecat cu ură multă. Ăsta nu începea și nu sfârșea propoziție fără să spună să moară mama mea. Să moară mama mea dacă te mint. Că eu am tras concluzia că măsa trăia în ciuda lui, că nu se întâmpla... Nu. Dacă toți băieții din depozit, colegii lui, ziceai că am făcut front comun și vreau să-l ajutăm, începusem noi să ne jurăm între noi să moară mama lui Mihăiță dacă eu te mint. Și într-una din zile m-am luat de el, i-am zis: bă, băiatule, tu ești sănătos la cap, e mama ta, ți-a dat viață. Tu-ți dai seama dacă mama ta murea înainte să te naști tu? Tu erai orfan acum. S-a uitat în ochii mei și mi-a zis: da, bă, să moară mama. Vreau să vă spun că fac parte din generația cheia de gât. Frecuția 3. Eu am stat la casă, dar nu aveam cum să pun cheia de gât. Pentru că ușa casei mele de atunci e ușa aia bătrânească, veche. Le țineți minte pe alea cu cheia aia mare, neagră? Eu am avut impresia că e cheia orașului și au câștigat-o ai mei, că era mare. Era mare rău. Aia avea loc cu ei. Ori să punea deasupra, ori să băga supreș. Mama aia care m-a crescut, Dumnezeu să o odihnească, i-a mai uita. Și a scris pe tencuială lângă tot cu ușii: cheia e sus sau jos. Mai trebuia să vină hoțul să zică mulțumim. Dar nu venea, că aveam un pechinez. Dar lătra până să decolora. Și nu venea. Și eu luam cheia aia să mă joc. Dar cum să o anunț pe mama pe ce stradă sunt? Că nu erau telefoane. Ce să iau fixul? N-aveam semnal. Mama mă căuta pe străzi, din locul în care mă găsea, și până acasă mă bătea, mă nene, cu niște crengi de copac. Termină: nu mai plânge, că unde dă mama crește. Dragii mei, eu de-abia în armată am realizat că pe mine mama nu m-a bătut unde trebuie. Nu știu dacă ați făcut armata, ne băga câte 15-20 de inși la dușuri. Vă rog să mă credeți, era câte unul lângă mine: mă nene, mă... Mă nene, avea ditai mai... Că eu am zis: bă, ăsta a fost al dracu rău, l-a bătut mai între picioare. Păi m-am uitat la mine, am făcut imediat comparația. Era diferență mare. Dar îi place pe scenă, mă, vezi? Vezi, mă, că îi place. Îi place, mă, e... Dar așa au fost vremurile, așa a fost atunci. Am să vă povestesc un lucru atât de recent. Anul ăsta am fost și eu la mare. Am fost la Eforie Nord. Pentru că fac stand-up și îmi permit. Până în Eforie Nord mă duceam la Gigi, aceea, acolo nu e apă sau ce. Mi-am plecat cu niște prieteni de familie și când ne-am dus la masă să mâncăm, ospătarul ne-a adus meniu. Și în meniu ea a văzut o minunăție: platoul pescarului.
platoul pescarului la 125 de ron. Hai mă să luăm platoul pescarului. L-am chemat garson, vină cu... Vă rog, platoul pescarului, acum secunda asta, cu barcă cu tot. Ce conținea platoul pescarului? 3 hamsii, 2 midii, 4 inelușe de calamar, așezate în care cu hamzii în coadă, și 4 frigărui, familie de melc de mare. Că sus era melcuțul, jos era melcoaia și jos era melcoiu. Că ăsta era pus și cu ochii în jos, așa, era bătrân, mă rog. Toate astea, minunățile astea, puse pe un mare pat de cartofi prăjiți. Da mare. Bă, cartofi prăjiți. Că l-am chemat pe garson. Garson, ia vină tata. M-a avut o zi proastă pescarul ăsta. A dat la mal, n-a avut momeala. Păi bă, băiatule, mi-ai dat pește de 25 de roșii, cartofi de 100, ești nebun la cap. Cumpăram eu 2 saci și pe alb și pe roșu. I-ați prăjit în larg, ce-ați făcut, mă? Știi că mi-a băgat combustibilul în notă, nu se poate, 100 de ron cartofi. Am fost la mare cu niște prieteni de-ai mei, ne-am așezat la masă, ambient extraordinar, și și-a comandat fiecare ce a vrut. Eu mi-am luat o pizza 15 ron, prietenii mei și-au luat carbonara 20 de ron, fiecare ce a vrut. La un moment dat, îl chem pe garson, garson, vină tati, nota. Ne face ăsta nota, ne-a adus la masă, ăla prietenul zice, dăm banii pe pizza, 30 de ron. Zic, păi aici scrie 15, eu am comandat de 15 ron. Păi așa scrie aici, 30 de ron. Tu? Păi eu am luat carbonara, 20 de ron și scrie 40. Zic, bă, ăsta a încurcat notele. Garson, ia vinotat. Ah, e vina mea. Am uitat să vă anunț. Între timp s-au schimbat prețurile. Zic, poftim? Păi știți, adaos... Oh. Deci în timp ce noi mâncam... Zice, da, da. Oh. Nu. Și acum că sunt de vorbă, să mai poate întâmpla ceva? Să mai duce undeva asta? A evoluat mult. Anul trecut v-am povestit o întâmplare reală. Într-o intersecție am intrat într-un moș și la 5 minute acel moș a intrat în mine. Ne-am zis eu ce facem recirculând decât noi doi azi. Acum 8 luni de zile m-am întors de la Ploiești. Și așa s-a nimerit, am ajuns primul la semafor. S-a dat culoarea verde, am țâșnit în dreapta spre Podul Grand, din stânga mea ca o nălucă, unul cu un Mitsubishi și mi-a tăiat ca la POU! Direct în el m-am dus. În fine, până la urmă, omul, vreau să vă spun că mi-este amic în ziua de astăzi și a cerut scuze, el a trecut pe roșu și am convenit să facem amiabilă. Dar a venit polițistul care dirigea la Arcul de Triunf. Are cineva ceva? Solicităm salvare, pompieri... Tancuri, taburi, submarine... Nu. Când a văzut omul că e de stindere și că e tot ok, noi ne-am înțeles, își ridică chipiul, se uită spre mine și zice, păi ce facem, măi, nene? Circulăm de când noi doi azi? Vă rog să mă credeți, m-a bumnit râsul, am zis, uite, mă, m-a recunoscut poliția. Vai, dar ăsta de lângă noi zice, poftim? Polițistul către el. Păi cum, nene, nata, nu știi cu cine ai făcut accident? Nu? Cu Dan Țuțu de la Ai Umor. Da? Deci tu ești ăla care a intrat în tata? Las! Și cu asta vă mulțumesc din suflet! Sunteți minunați! Nu, vă mulțumesc din suflet, mă! Bine, bă, Țuțule, mă, bine! Foarte important, ultima vrăjeală este doar vrăjeală, nu? Câteodată e bine să improvizăm. Numai pentru un singur scop. Să râdem. Bravo, bă! Filozof, mă, bă! Filozof! Explozii, efecte speciale, holograme, 3D-uri, fum, spectaculos. A fost acest băiat continuă să se dezvolte. Este foarte clar că gândește, privește, ascultă și se aliniază printre cei buni. Să moară umorul pe scenă la umor și să moară și Dan Țuțu, dacă nu, chiar mi-a plăcut. Ai văzut, mă, n-am poftim. Mie mi se pare că Dan Țuțu a găsit o formulă care îl face să pară natural, în primul rând, cumva un mod prietenesc de a-și face stand-up-ul. Și povestitor, și zâmbitor, și relaxant. Simte glumele, simte publicul, știe exact când să facă pauze. Rețeta lui Țuțu e bună. Mă bucur că îți face atât de mare plăcere să fii aici și să faci asta, pentru că îți place și se vede. Enorm. El trăiește povestea tu. Pentru tine e un film întreg. Ești acolo cu el, intersecție, cu polițistul, cu accidentul. Știi, ajunge la...
oricine foarte ușor. Ești un nostalgic. Ar trebui să-ți fie al treilea nume de scenă. Danțuțu Nostalgia. Bravo! Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Da, mă, că schimbi o stare. Trebuie să se facă și speech-uri. Deși... Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!